Ups, am făcut-o din nou și nu îmi pare rău absolut deloc. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina. Iată că ne revedem, cu mare drag vă spun chestia asta, pentru că astăzi am un episod așa cum îmi place mie să fac uneori, adică am un gigantic book haul. Niște cărți pe care le-am adunat, ba de prin vacanțe, ba cărți ce mi-au fost aduse din România de curând și de care sunt extrem de curioasă și încântată. Așa că, mai ales știind că s-ar putea să mai vină unul undeva pe la sfârșitul lui august, început de septembrie, cel mai probabil în septembrie, am zis că ar fi o idee bună să fac acum book haul-ul, să vă arăt acum cele 12 cărți pe care le-am strâns în ultima perioadă. Nu a fost neapărat cu intenție, dar pur și simplu niște lucruri foarte interesante au dat peste mine sau eu am dat peste ele și iată că am uitat să aprind și lumina. Acum că avem și lumină, hai să o trecem ușor prin toate cărțile pe care le-am luat. În primul rând avem o carte de la un anticariat de undeva din Grecia, cel puțin așa mi-a spus prietena care mi-a făcut cadou cartea asta. Este o carte din 1926, deci vreau să spun că n-am mai văzut formatul ăsta și stilul ăsta de a face cărți, cel puțin nu am mai văzut de ceva timp. Este vorba despre Microbe Hunters de Paul de Cruyff. Nu știu exact cine e omul ăsta sau care este faza cu această minunată carte. Știu doar că sunt mai multe, nu știu dacă le pot numi neapărat vedete ale chimiei, care spun povești despre bacterii. Prietena mea s-a gândit că poate fi interesant pentru că suna așa un pic detectivistic și destul de palpitant ceea ce a citit ea pe spatele acestei cărți. Eu nu o să vă citesc, mă rog, tona de text care se află aici, dar da, e din 1926, e din America aparent. Și arată foarte interesant. Știu că poate nu e cea mai bună intrare pentru un început de book haul, dar asta avem, cu asta defilăm. Mi se pare foarte simpatică, iată. Nu știu dacă se vede, sper că se vede. Da, foarte interesant, ce să zic. Nu știu sigur dacă e neapărat my cup of tea, dacă înțelegeți unde bat, dar nu se știe niciodată. Chiar nu se știe niciodată. Și avem aici, practic, niște indivizi, cum ar fi Pasteur, Koch, nu știu dacă așa se pronunță, Pasteur and the Mad Dog, cel puțin așa se numește un capitol. Deci, da, foarte interesant. În cazul în care știți voi ceva despre cartea asta, spuneți-mi și mie, eu nu am mai auzit până acum de ea, deci iată o descoperire interesantă. O să vedem pe viitor ce se alege de ea și dacă o voi citi curând sau nu. Următoarea carte este o carte pe care am reușit să o iau în mica noastră vacanță în Graz. Mai sunt câteva, dar sincer, la cum am reușit să le pun și eu aici pe jos lângă mine, sunt într-o ordine aleatoare, deci nu am neapărat toate cărțile din Graz cu mine la rând, nu vor apărea consecutiv. Noroc, este timpul și pentru un pic de hidratare, un șpriț este întotdeauna binevenit la casa omului. Iar eu să vă arăt această carte pentru că, sincer vă zic, mi-a atras atenția foarte tare când am găsit-o în librăria în care eram. O librărie foarte frumoasă de altfel, ce avea la un moment dat la unul dintre etaje, avea un tavan baroc foarte frumos. Un nume foarte bizar avea librăria aia, e undeva în centru, o să-l las undeva pe ecran ca să fie treaba știută în cazul în care ajungeți pe acolo. O să mergeți pentru că au o selecție foarte interesantă de cărți și chiar arată mișto și interesantă. Deci, v-am cam înnebunit, sau poate nu, cu autoarea asta, dar tot apare la mine în book haul-uri pentru că mă intrigă.
Și chiar și așa nu am apucat să citesc nicio carte de ea, dacă vă vine să credeți, încă. Dar eu tot le iau. Este vorba despre Babysitter de Joyce Carol Oates. Această femeie scriitoare de thriller, horror, o chestie de genul ăsta. Îmi place foarte mult coperta pentru că mă face să mă gândesc la exact plotul care scrie, care e scris pe spatele cărții, pe coperta 4. Mi se pare... Deci este fix, vezi coperta asta și te gândești la crime documentary sau ceva ziar. Mi se pare foarte, foarte marfă. Practic, despre ce este vorba așa în mare, cel puțin în ce văd pe spate, este vorba despre o poveste ce se întâmplă în anii 70, unde trei personaje se intersectează la un moment dat. Aceste trei personaje fiind o femeie numită Hannah, care este... Femeia, sau mă rog, este nevasta unui important om de afaceri local din Detroit, care are o aventură sau care începe o aventură cu un domn misterios și carismatic. Îl avem pe acest Mickey, care este un street hustler, un băiat care se pricepe să facă afaceri pe stradă, să zicem așa, și îl avem chiar pe Babysitter, Babysitter fiind nu un... personaj ce stă neapărat cu copiii, dar este un criminal în serie care este cunoscut pentru crimele sale pe care le face undeva la marginea Detroitului. Deci, aparent, aceste trei personaje se intersectează în moduri nebănuite și sunt foarte, foarte curioasă să văd în ce fel. Repet, mi-a plăcut coperta foarte mult, nu înțeleg exact de ce avem acest cearceaf aici, sau cearșaf, sau naiba știe cum se mai spune cuvântul ăsta corect, de ce l-avem ăsta, eticheta asta gigantică, de ce o avem pe spate, mă enervează, mi se pare oribilă, dar cam așa arată cartea, sunt foarte, foarte curioasă de ea, mi se pare foarte interesantă, An Extraordinary Slice of Suburban Noir, deci dacă e cu noir suburban, mi se pare interesant. Scalpel sharp, deci este ascuțit ca un bisturiu. Foarte curioasă sunt curioasă și de cât de grafice sunt scenele pentru Joyce Carol Oates, cele pe care ea le descrie în cartea asta. Da, abia aștept să văd despre ce este vorba, nu o să vă mai întreb ca dățile trecute, vai, dacă știți ceva cărți interesante de Joyce Carol Oates, spuneți-mi și mie, aparent eu dau peste toate alea care nu sunt atât de populare, nu știu cât de populară e nici asta, eu n-am mai văzut-o niciodată până acum și ăsta a fost încă un motiv în plus să o iau. Următoarea carte, cred că fac și un pic de gimnastică astăzi, fac abdomene luând cărți dintr-o grămadă, dintr-o parte și cărându-le în cealaltă. Următoarea carte este o carte pe care am luat-o dintr-o altă foarte scurtă vacanță, o vacanță pentru care am și un vlog de călătorie, dar de anul trecut. Anul ăsta am trecut pe acolo, întâmplător sau nu, să zicem. Am fost un pic la Salzburg, tot în Austria. Și, bineînțeles, mie îmi place să-mi iau suvenir, în general, cărți, pentru că de ce nu? Și întâmplarea a făcut să dau peste o carte care chiar îmi atrăsese atenția. Am impresia că este și la noi, la editura, ori Polirom, ori Humanitas, dar tind să cred că la Polirom. Însă nu sunt sigură, dați și voi un search pe Google. Este vorba despre Jonathan Franzen, Crossroads. Eu nu am mai citit nimic de la autorul ăsta, știu că e unul din autorii preferați ai Irinei, de la Irina Citește, și nu știu, când am citit plotul de pe spate, am zis, frate, vreau să văd și eu care e faza cu autorul ăsta, că pare fix pe aleea mea, ca să traduc așa mot-a-mo ceva foarte folosit în engleză. Aparent e o carte ce se întâmplă și de această dată în anii 70, unde avem practic mai mulți membri ai unei familii, cel puțin asta din câte am citit și eu pe net, care au mai multe probleme personale, să zicem așa. Unii sunt dealeri de droguri, unii sunt, nu știu ce, au nu știu ce probleme sociale la școală și așa mai departe, și părinții acestor copii au și ei problemele lor de căsnicie și toate aceste personaje se întâlnesc la un moment dat, probabil de aici și titlul, nu știu să vă explic mai mult că nu știu mai mult nici eu decât ce scrie pe spate, se întâlnesc la un moment dat și încearcă să facă
lucrurile să fie din nou ok. Nu știu, pare un roman așa despre viață, despre anii 70, un roman în care probabil că nu o să vedem prea multă tehnologie, ceea ce mă bucură într-un fel, că recunosc că în ultima perioadă am devenit un pic nostalgică și mai ales de când am citit cioburile de Bret Easton Ellis am devenit un pic nostalgică, mai ales că acolo nu prea erau telefoane mobile și chestii de genul, nu prea, nu erau deloc, că se întâmpla tot în anii 80, pardon. Și da, de aici probabil și interesul meu mai crescut în ultima perioadă pentru cărți care nu se petrec în plină tehnologie, așa cum trăim noi astăzi. Deci da, Crossroads de Jonathan Franzen, n-am citit niciodată nimic, sau mă rog, n-am citit niciodată ceva de la el. A True Modern Master. Sunt foarte curioasă să văd și eu. Uite, iată un magnific portret al familiei americane. Sunt foarte curioasă, chiar vreau să văd, îmi place și la asta coperta, mi se pare așa destul de sugestivă, probabil că asta e, despre asta este, despre această familie, cum am spus. Următoarea carte nu este în engleză, este în română, pentru că așa cum am spus, am avut un tank de cărți și au ajuns la mine în limba română. Mi-am dorit foarte mult chestia asta pentru că eu aici dau greu peste ele sau greu spre deloc. Și atunci când mai vine cineva în Budapesta, mi-aduce și mie niște cărți. Uneori mai comand eu niște cărți și mi le aduce cine vine, alteori pur și simplu cine vine se gândește la mine și atunci îmi face un mic cadou de genul ăsta. Pe asta am comandat-o eu. Mă scuzați, dar este îngrozitor de cald. Și aici, pe asta am comandat-o eu, pentru că m-a intrigat, pentru că peste tot pe unde mergeam, dădeam de ea în engleză. Și am intrat eu la un moment dat pe Libris, că tot îi mai fac comenzi mamei mele de pe Libris. Am intrat eu la un moment dat pe Libris și am văzut că, de fapt, o pot găsi la un preț mult mai bun în română decât în engleză. Ceea ce nu mă bucură, nu face altceva decât să mă bucure, adică nu că nu mă bucură, mă bucură foarte mult, pentru că iată că am și comandat-o, nu prea îmi place coperta, dar era mai mișto coperta ediției în engleză, dar lucrăm cu ce avem. Important este că mă bucur foarte mult să am în biblioteca mea și eu portretul căsătoriei de Maggie O'Farrell. Eu nu am mai citit nici de la această autoare ceva până acum și nu știu la ce să mă aștept. Văd că am mai scris și Hamnet, am mai auzit de asta, știu că a mai vorbit lumea despre asta și am impresia că Ștefania Istrate a citit portretul căsătoriei. Știu că am văzut și la ediția în engleză și mi-a plăcut foarte mult, dar asta având-o în română pot să vă citesc mult mai ușor de pe spate, să vedem ce zice. Măritată peste noapte cu Alfonso d'Este, duce de Ferrara, Modena și Reggio, Lucreția părăsește Florența natală pentru a trăi la o curte străină ale cărei obiceiuri îi par stranii și unde prezența ei nu este tocmai dorită. Chiar și soțul ei pare o enigmă, este fie un estet înconjurat de artiști, fie un despot în fața căruia tremură și propriile rude. În timp ce pozează la nesfârșit pentru un portret menit a-i surprinde frumusețea pentru eternitate, Lucreția înțelege că în ochii curții ea nu îndeplinește decât rolul de mamă a viitoarei dinastii de Ferrara. Deci probabil e o chestie un pic feministă, nu mă deranjează, ba din contră, sunt foarte curioasă. Și sunt extrem de curioasă, din nou zic de curiozitate, dar ăsta este adevărul. Vreau să văd care-i faza cu această carte. Pare a fi genul de carte de vară, ce se citește ușor. Vreau să văd dacă dezamăgește sau nu. În cazul în care ați citit-o, spuneți-mi cum vi s-a părut. Fără spoiler, vă rog, fără spoiler, că nu știu exact când o citesc. Eu sper cât mai curând, dar acum nu vreau nici să am spoiler. Următoarea carte este din nou în română și este o carte care mi-a atras atenția înaintea Bookfest, parcă Bookfest sau Gaudeamus a fost. Ce a fost? Târgul de carte ce a fost de curând în București? Am impresia că Gaudeamus, dar din nou e posibil să mă înșel, oricum un târg de carte. Este o carte ce s-a lansat foarte curând la editura Humanitas în minunata colecție Raftul Denisei, nu e așa? E o colecție care îmi place foarte mult. Și din care de obicei când comand cărți, știu că
îmi oferă un fel de garanție a calității. Deci colecția asta, frate, când iau ceva din ea, știu că nu are cum să mă plictisească, sau cel puțin nu prea are cum să mă plictisească. Este vorba despre cartea, totuși să și spun despre cine e vorba, Brooklyn, de Colm Tóibín? Nu știu dacă așa se pronunță, nu știu în ce unghi să țin, că se vede cer cu vieții. Aparent este și serial. Eu nu am căutat serial sau film, nu știu, dar iată, a câștigat premiul Costa, nu știu. Am citit descrierea și m-a intrigat. Era într-o poză pe Facebook, chiar pe pagina de Facebook a Denisei Comănescu, dacă nu mă înșel, parcă ăsta e numele complet, doamna care face și colecția, și m-a intrigat. Dar haideți să vedem despre ce este vorba citind de pe spate. Vă leu cât ai, deci iată cât ai, frate, cât ai cerceaf, cât ai, iar zic de cerceaf, săriți după aia la mine că nu, mă rog. În Irlanda anilor 1950, într-un oraș în care nu prea pot să-l pronunț, pe care nu prea îl pot pronunța, Enniscorthy, nu știu, micul orășel în care Alice Lacey trăiește împreună cu sora ei Rose și cu mama lor, perspectivele pentru o tânără femeie la început de drum sunt limitate. De aceea, când Rose o ajută să emigreze în America, la New York, în Brooklyn, Alice știe că nu poate alege decât să plece, lăsându-și în urmă familia, casa și prietenii. Pe străzile aglomerate și pline de viața ale New Yorkului, în mijlocul energiei debordante a unei țări noi, Alice, sper că așa se pronunță, se reinventează. Aici își va trăi prima iubire, dar și pierderea cea mai profundă, moartea neașteptată a lui Rose, care o va face să revină în Irlanda pentru scurt timp. Deja simt că mi se spune jumătate de carte. Mai are sens să o citesc? Probabil că mai are, nu știu. Doar că nu, mi se pare că e un pic cam prea mult. Așa. Deci, Alice se reinventează. Aici își va trăi prima iubire, dar și pierderea așa. Dezrădăcinată deja, ca mai toți imigranții, Alice descoperă cât de efemeră este liniștea regăsirii locurilor și a chipurilor familiare. Curând va fi nevoită să facă cea mai grea alegere din viața ei, aceea între datorie și iubire. Zugrăvind un portret emoționant al imigrației, al durerii și speranței care par a fi veșnic îngemânate, Brooklyn este o carte, este o mare poveste despre identitate, pardon, dragoste și sacrificiu. Deci, în momentul în care vă citesc chestia asta, curg apele pe mine efectiv. Dacă mi-amintesc corect, fix asta m-a intrigat la cartea asta, perspectiva asta de imigrant, și eu sunt un migrant, într-un fel sau altul. Și mereu mă distrează să văd și alte perspective ale unor oameni străini de ținutul în care locuiesc, pentru că mă regăsesc în ele. Un exemplu de genul ăsta a fost chiar cu cartea Babel, carte care mi-a plăcut, cred că până în momentul ăsta, asta ar fi cartea mea preferată până în, iată, suntem în iulie și asta ar cam fi preferata, nu cea mai controversată, dar una din cărțile mele preferate ale anului 2024. Și acolo avem parte de acest personaj care la fel trăiește într-un ținut total neprietenos, să zicem, și nefamiliar. Următoarea carte este cartea pe care am văzut-o tot în poza cu Brooklyn. Erau amândouă apărute acolo și doamna Denisa Comănescu se bucura foarte mult să anunțe că vor apărea aceste cărți la târgul de carte și am fost și eu foarte bucuroasă să reușesc să îmi pun mâinile pe ele. M-a intrigat foarte tare cartea asta, această cărămidă numită Ochii Monei, de Thomas Schlesser, Sper că așa se citește. Îmi place coperta, îmi place că e cărămidă, mi se pare o carte mișto deja, adică arată foarte mare formatul și îmi place foarte mult faptul că ai și aceste pagini cu tablouri, sculpturi, opere de artă, să le spunem așa, per total, iată și fotografie. Și sunt la o calitate foarte mare, deci fiți atenți că este calitate foarte bună, e pagină de aia lucioasă și o să bată lumina în, cred că se vede, sper că se vede, sper că focusează, sper că astea.
Și sper să nu distrug cartea încercând să vă arăt. M-a intrigat foarte tare povestea pe care am citit-o pe net despre cartea asta și din câte am înțeles, la lansarea volumului a fost prezent chiar și Thomas Schlesser, din nou sper că pronunț corect, iar pe spate scrie cam așa: un singur an, atât îi rămâne Monei pentru a descoperi frumusețea lumii. Acesta este verdictul medicilor neputincioși în fața bolii misterioase a fetiței care își pierde vederea. În fiecare dintre cele 52 de săptămâni, bunicul ei, un om erudit și înțelept, o ajută să descopere esențialul, 52 de capodopere. Cei doi vor străbate galeriile marilor muzee ale Parisului, Louvre, Orsay, Bugor, sper că am citi bine, încredințându-se lui Botticelli, Vermeer, Goya, Courbet, Brâncuș, Kahlo sau Basquiat. Sper că îmi pare rău, dar nu știu dacă am pronunțat bine. Vor plonja împreună în fiecare operă comentată de bunic pentru ca Monei să-i se înscrie în memorie frumusețea ei intrinsecă și lecția de filozofie pe care o emană. Contemplând capodopere, fetița va înțelege de asemenea ce înseamnă generozitatea, spiritualul, melancolia sau revolta și va aplica aceste mici învățături în viața sa cotidiană. Un roman despre salvarea prin artă, unic în felul său, pasionant, atașant. Voi, eu sper să merite cartea asta, această cărămidă, această... deci este foarte mare. I like big books, nu big books. Big books and I cannot lie. Cum era, ieri nu era cu cărți, era cu altceva, dar nu contează acum. Adaptăm și noi la ce se poate. 480 de pagini, zici că are 1000. Nu știu, cred că este hârtia foarte groasă. Am mai observat chestia asta la... nu mai știu ce aveam, la ce era... așa, la Casa Destinului de Jesse Burton, aia fiind continuarea de la Miniaturista, o am și pe aia și am impresia că avea cam aceeași chestie. Pare foarte mare, dar are, nu știu, până în 300 de pagini, dar zici că are 500. Nu are nimic, abia văd mai bine și mai clar când avansez în lectură. Deci sunt foarte intrigată de cartea asta, îmi place ideea din spatele ei și sper să învăț și eu ceva odată cu Mona. Următoarea carte... este o carte pe care trebuie să recunosc că am luat-o la recomandarea Ștefaniei Strate, pentru că a vorbit atât de mult, este atât de obsedată de cartea asta, încât m-a făcut curioasă să înțeleg de ce, Ștefania, de ce? E bine, este vorba despre Sărmane creaturi de Alistair Gray. Am mai văzut și alte cărți de Alistair Gray. Îmi place și coperta, chiar dacă este legată de film. Mi se pare o copertă mișto, mi se pare un poster mișto și am observat de curând că practic machiajul ei reprezintă niște siluete umane. Mă rog, cel puțin pe buze are un individ, nu știu dacă se vede. Este un tip răstignit acolo pe buzele ei, iar la ochi albastru ăla la fel, dacă vă uitați cu atenție, sunt practic niște fețe ale unor indivizi. Sunt curioasă să văd care este faza, nu am văzut filmul pentru că am vrut mai întâi să pătrund cartea, să văd care e faza cu cartea, deci cum spuneam am mai văzut niște cărți de el, dar le-am văzut în engleză și nu știu dacă am înțeles eu bine, dar ar fi un autor scoțian și am mai încercat să citesc la un moment dat, am uitat cum se numește, era o carte scrisă tot așa, ori de un scoțian, ori de un... opa, are și semn de carte. Era ori de un scoțian, ori de un irlandez, minuscul, zici că e... mă rog, așa. Și m-am chinuit destul de mult să citesc cartea aia. Muncește ca și cum ai trăi în zorii unei societăți emancipate. Ok. M-am străduit mult să citesc cartea aia în dialectul din Irlanda sau ce era aia, pentru că era, se petrecea acțiunea și undeva, cred că auziți și voi salvarea, se petrecea și acțiunea undeva pe la 1800 și atunci era altfel de limba și am avut ceva dificultăți să o citesc și ăsta este motivul pentru care am vrut neapărat să o am în limba română, să nu stau să mă împiedic, să mă chinui, să mă astea. Am zis, lasă frate, ce drăguțare și ilustrații. Am zis, lasă frate, hai să nu mă chinui. Iată, profesorul Jean Martin
Carcot. Nu știu dacă, mă rog, așa se pronunță din nou. Dar hai să vă zic despre ce e vorba. Probabil că știți deja mulți dintre voi, dar pentru cine nu a ajuns încă la cartea asta, citesc ce scrie pe spate. Ce secret straniu a făcut-o pe bogata, frumoasa, impetuoasa Bella să îi se pare irezistibilă lui Archie McCandles, un student la medicină sărac? Să fi fost originea ei misterioasă în casa monstrului său, prieten Godwin Baxter, geniul a cărui voce putea perfora timpane? Această poveste este dragoste adevărată și cu tezanță științifică. Oh, Doamne, această poveste despre dragoste adevărată și cu tezanță științifică poartă cititorul din sălile de operații private ale Glasgow-ului de la sfârșitul epocii victoriene, prin cazinouri pentru aristocrați, drojdia Alexandriei și un bordel parizian, pentru a ajunge la un apogeu întrerupt într-o biserică scoțiană. Da, e scoțian, cum am zis. Aparent este cel mai important romancier scoțian. Nu am citit absolut nimic de el, nu am aflat de el până când să lanseze această prea frumoasă carte și să se lanseze acest prea frumos film, și tare am impresia că dacă nu ar fi fost ecranizată povestea asta, probabil că nici nu aș fi dat peste Alistair Gray, dar sper să nu dezamăgească și sper să fie o lectură plăcută. Următoarea carte, și asta am impresia că este ultima carte în limba română, dar mai sunt câteva prin care vreau să vă trec. Următoarea carte este o carte față de care am avut niște dubii. Mă gândeam să o iau, să nu o iau, pentru că am înțeles de la Loredana, de la Buchinista 08, apropo, foarte drăgălaș canal, am înțeles că ar fi o carte destul de traumatizantă. Are niște evenimente care nu ar fi tocmai așa plăcute. Nu o văd genul de carte de citit în vacanța de vară, dar acum eu știu, nu știu. Și am tot oscilat, bă, să o iau sau nu iau, să nu o iau. Și după aia am văzut că Irina, de la Irina Citește, că iată, cu ocazia asta aflați și cam la ce canale mă mai uit, în ultima perioadă cel puțin, și pe Ildico și pe Oxy, la ei mă mai uit, în fine, așa. Am văzut că spunea despre Florile pierdute ale lui Alice Hart, de Holly Ringland. Mă gândeam la Ringwald. Aia era parcă actriță și aia era Molly. În fine, am văzut că a spus că de fapt e una dintre cele mai mișto cărți pe care le-a citit. Și m-am gândit, bă, totuși hai să-i dau o șansă, că până la urmă cu traumă sau nu, de ce să nu încerc și eu să citesc ceva mai profund un pic? Mai ales că în ultima perioadă m-am cam săturat de thrillere și chestii de genul ăsta. Mi se pare că arată foarte interesant cartea, mi-a atras atenția în primul rând prin chestia asta, asta m-a intrigat la ea inițial, și după aia când am văzut că vorbesc și fetele despre ea, am fost și mai intrigată. Dar hai să vă citesc ce scrie pe spate asta, dacă, din nou, dacă nu cumva știți deja, dar asta este. După ce în familia sa are loc o tragedie care lasă urme adânci, Alice Hart, în vârstă de 9 ani, trebuie să părăsească tot ce cunoaște pe malul oceanului, să locuiască împreună cu bunica ei la o îndepărtată și neobișnuită fermă de flori, Thornfield. Traumatizată de ceea ce i s-a întâmplat, Alice Alice se cufundă în muțenie, dar învață un limbaj misterios care îi alină suferința și îi stârnește curiozitatea, limbajul florilor australiene. După chestia asta, sincer, ca să am citit și pe net despre ea inițial, nu mi se pare așa o carte interesantă, dar după ce au vorbit fetele despre ea și am înțeles că de fapt e o poveste de viață super interesantă, am zis, frate, trebuie să-i dau și eu o șansă. Și o altă chestie care mi se pare interesantă e că din câte văd la fiecare capitol, avem niște ilustrații cu flori iată și câteva cuvinte despre flori în general. Deci, nu știu, sper că se vede. Sunt curioasă să văd ce oferă această carte, de ce este atât de plăcută de fetele care au vorbit despre ea, și să văd dacă nu cumva mă poate atrage și pe mine. Iată încă o ilustrație mai mare așa de chestie. Următoarea carte este practic cea mai recentă carte intrată în colecția mea, sau de fapt cea mai nouă, ultima carte intrată în colecția mea.
Este vorba despre The Inheritors de William Golding. William Golding este autorul ăla care a scris... Aoleu, băi, și știam. Știți voi cartea aia cu băieții, cu Împăratul Muștelor, cu băieții, cu insula, cu astea. El a scris Lord of the Flies și, sincer, în afară de chestia asta, eu nu știu că am mai încercat la un moment dat să citesc de la el o carte care se numea Turnul, ce am abandonat-o rapid. El este și câștigător de premiul Nobel pentru literatură. Cartea asta, la fel nu am mai văzut-o niciodată, este o carte în care îi avem ca personaje principale pe niște neandertali, din câte înțeleg. Deci pe spate scrie ceva de genul ăsta: când a venit primăvara, oamenii, sau ceea ce mai rămăsese din ei, s-au mutat înapoi la vechile cărări departe de mare. Dar anul ăsta se întâmplau niște lucruri ciudate, lucruri terifiante, care nu s-au mai întâmplat niciodată. Mirosuri și sunete inexplicabile, creaturi noi și inimaginabile îi priveau sau se puteau zări printre frunze. Dar ceea ce oamenii nu știau și probabil nu vor ști niciodată este că ziua pentru oamenii aceștia era deja, sau zilele oamenilor acestora erau deja pecetluite, să le zicem așa. Mă rog, nu e, cred că este cea mai bună traducere făcută așa ad hoc, dar ideea este că avem acest grup de oameni care se confruntă cu, iată, o situație nemai întâlnită, ceva fără precedent, care îi uimește și îi înspăimântă în egală măsură, și este vorba despre The Lost World of the Neanderthals. Da, și probabil că fix asta este despre, aici este plotul pe spate, despre neandertali și cum li s-au terminat lor zilele ca rasă umană pe pământ. Sunt foarte curioasă să văd despre ce este vorba. Asta e o carte pe care am primit-o de la Matei, l-a intrigat și pe el în egală măsură, și sunt foarte curioasă să văd povestea asta cum o să fie, pentru că eu nu am mai auzit până acum de așa ceva. Singura chestie, singura carte în care știu că aș mai fi auzit ceva de o poveste ce se întâmplă în preistorie este The Voice of Fire, parcă, de Alan Moore. Da, Voice of the Fire, o carte pe care încă nu am citit-o, dar pe care o țin acolo pentru momentul în care voi fi pregătită pentru ea. Aia este o carte în care, pe parcursul mai multor capitole, călătorim cumva în timp și niște personaje desfășoară viețile pe exact același teritoriu și practic pornim din perioada preistorică și ajungem în zilele noastre și suntem purtați prin tot felul de evenimente și situații de viață ce se întâmplă pe exact același teritoriu geografic și suntem practic martorii transformării teritoriului respectiv în altceva mai avansat, nu știu, un fel de evoluție, să zicem. Următoarea carte este o descoperire absolut neașteptată, total întâmplătoare, și am luat-o, de ce? Pentru că nu am mai auzit niciodată de cartea asta și am zis, băi, dacă este totuși Philip K. Dick, hai să vedem despre ce este vorba în The Simulacra. Nu știu dacă voi ați mai citit, mi s-a părut foarte interesantă, e genul ăla pocketbook, cartea de buzunar. Așa cum scrie și pe spate Brian Aldiss, cum zice, este one of the masters, total de acord. Philip K. Dick vorbește în cartea asta despre o societate distopică, dacă nu mă înșel, unde avem o femeie care are niște puteri, să zicem, interesante și misterioase. Nu știu cum să vă explic. Cert este că am văzut Philip K. Dick Pavlovian, am luat-o, am zis ce naiba, știi, adică, plus că este ediție veche, britanică, văd că ea ar fi costat inițial 1,75 lire. Stați așa să vă zic și anul, dacă tot suntem aici, 64.
Deci ea este printată în 83, iar povestea în sine este din 64. Nu știu, m-a intrigat și sinceră să fiu, vreau să merg în povestea asta așa, total legată la ochi, vreau să văd care e faza, ce se întâmplă fără nicio chestie, că îmi place uneori să merg așa, legată la ochi, cum am zis, să am o surpriză. Dar da, pare a fi ceva distopic cu o femeie ce are niște puteri supranaturale sau poate pur și simplu știe să folosească tehnologie bine. Nu știu, ceva de genul, dar repet, dacă știți voi ceva mai mult despre ea, spuneți-mi și mie, mie îmi place să fiu și surprinsă uneori. Următoarea carte este tot din aceeași librărie din Graz, aceeași librărie cu tavanul baroc. Am găsit-o, și de fapt ultimele două, când doar două cărți mai sunt, am găsit-o întâmplător, asta i-a făcut cu ochiul lui Matei și chiar mi-a făcut și mie cu ochiul, mi se pare foarte mișto coperta. Se numește The Hours Before Dawn de Celia Flemlin, returns Patricia Highsmith. Și cum tocmai văzuserăm serialul Ripley, Patricia Highsmith, dacă mi-amintesc eu corect, ar fi fix autoarea americană ce a scris cărțile cu Ripley. Și mă rog, deci ceva cu crime, suspans și așa mai departe. Este practic vorba, din câte am înțeles în cartea asta, despre o femeie care trăiește un coșmar, care este, mă rog, are o insomnie puternică și ajunge să aibă niște halucinații și după aia problema se pune dacă chiar sunt halucinații sau chiar aia este viața pe care ea o trăiește sau chiar aia este realitatea pe care ea o vede sau, mă rog, care chiar se petrece, nu neapărat ea o vede, că așa normal că se spune că-s halucinații, vede doar ea, deci e clar în mintea ei sau nu. Mă rog, o copertă foarte mișto, ilustrată. Aici scrie așa, a lost masterpiece, a master of suspense, Flemlin packs a punch. Ok, mă rog, Flemlin. Nu știu dacă am pronunțat corect numele de prima dată, dar înțelegeți voi. Iar femeia asta mai are și un bebeluș, un copil mic, 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 mic. Și da, sunt foarte, foarte, eu te care și încă bun în ea. În fine. Ok, morava.at. Deci, biblioteca este Buchlandlungmoser. Să mor dacă știu... stai bun. Să mor dacă știu cum se pronunță, pentru că eu nu știu germana, eu sunt total paralelă. Dar sunt curioasă de cartea asta, mă intrigă, pare a fi o carte din aia de se citește foarte repede și... The Hours Before Dawn, Welcome to the Nightmare That Never Ends. Deci, gata, vândut, asta a fost. Bine ați venit în coșmarul care, sau mă rog, în coșmarul fără sfârșit, ca să zicem frumos, sau care nu se termină niciodată, tot aia. Ultima carte din acest book haul. Și cartea care, practic... Dacă s-ar opri motocicleta aia, nu știu dacă ați auzit-o, din cursă, asta este cartea pentru care am țopăit aproape în bibliotecă, da, oamenii de vârsta mea mai și țopăie, curge nasul din nou. O carte de Stuart Tartan, cea mai nouă carte de Stuart Tartan, lansată în iunie, cred, sau la sfârșit de mai, nu știu, dar eu am pus mâna pe ea la început de iunie și sunt foarte recunoscătoare să am The Last Murder at the End of the World. Deci el este cel care a scris The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, cele șapte morți ale lui Evelyn Hardcastle, și a mai scris o carte, stați așa, The Devil and the Dark Water. Știu că asta s-a tradus și în română și mi-ați spus voi cum s-a tradus. Probabil Diavolul și apa întunecată, probabil că mă înșel, că probabil că de obicei lucrurile nu se traduc chiar 100%, cel puțin în română. Sper să mă înșel, dar asta este cea mai nouă carte. Omul ăsta are practic trei cărți, asta e a treia, sunt foarte încântată de ea. Și știu că
Practic, crima asta se petrece undeva pe o insulă unde sunt în jur de 100 de persoane, iar acolo sunt niște oameni de știință care încearcă să determine ce se întâmplă cu planeta și cu lumea și, evident, the end of the world, sfârșitul lumii. Și unul dintre acești oameni de știință moare și cineva trebuie să descopere cine l-a omorât pe ăla. Iată, deci așa, în mare, în afara insulei ăsteia nu mai este nimic. Lumea este distrusă de o ceață care a măturat planeta, omorând orice a atins sau pe oricine a atins. Pe insulă totul este idilic. 122 de săteni și 3 oameni de știință trăiesc în pace și armonie. Sătenii sunt bucuroși să pescuiască, să fie fermi, mă rog, să crească, mă rog, să facă recolte și să se bucure de ele și, în fine, au acest nightly curfew care a fost stabilit de acești oameni de știință. Dar iată că, spre oroarea celor de pe insulă, unul dintre prea iubiților oameni de știință este înjunghiat brutal și omorât și iată că această crimă a trigăruit o problemă, să zicem, în sistemul lor de securitate al insulei, drept pentru care trebuie să afle cine l-a omorât pe ăsta și să reușească să restabilească pacea, liniștea și armonia pe acea insulă ca să nu moară toți. Mă rog, mi se pare o premisă foarte interesantă de a scrie povestea asta și de a o dezvolta. Sunt foarte entuziasmată de ea, mai ales că eram cu ochii pe ea de când am auzit că se lansează și de aia și a fost surpriza și țopăia la mea în librărie, pentru că eram foarte, foarte entuziasmată să văd care e faza cu cartea asta. Cam ăsta a fost book-haul-ul pe care l-am avut acum. În cazul în care mai vreți, nu știu, mai aveți recomandări de cărți asemănătoare sau în cazul în care ați citit una din cărțile astea și vreți să-mi spuneți dacă merită sau nu să fie citită, fără spoiler, vă rog frumos, dați-mi de știre în secțiunea de comentarii. Spuneți-mi și voi ce cărți noi v-au făcut cu ochiul în ultima perioadă, ce v-ați luat, ce v-ar tenta să vă luați, dacă merită, dacă nu merită, nu știu, chestii de genul ăsta sau dacă așteptați ceva să se lanseze neapărat, dați-mi de știre în comentarii, pentru că și eu sunt foarte curioasă să descoper chestii noi de la voi, așa cum și voi mai vedeți, poate sper eu, lucruri care vă fac cu ochiul și la mine. Până data viitoare, din nou ne găsim în secțiunea de comentarii, vă urez o săptămână cât mai plăcută. Salut!